apără hoția. Jandarmeria dă lecții vis-a-vis de apărat hoția. Învățați de la ei, dragi forțe de menținere a ordinii, de oriunde ați fi. Băieții din Congo ar trebui să intre pe YouTube să se ia notițe, pentru că așa se face. Așa se instaurează o dictatură. Așa se înnăbușe libertatea de exprimare și de adunare. Ok, aseară am cântat la un festival foarte mare în București și am făcut o dedicație la piesa care urmează. Am dedicat-o jandarmilor bucureșteni care au bătut oameni vinovați în piața Universității ianuarie și februarie 2012. Și, bineînțeles, mi-a luat amendă pe chestia asta după concert. Așa că doresc să fiu consecvent. Piesa asta este pentru cei doi cetățeni îmbrăcați degeaba în uniformă care au încercat să amendeze o femeie bătrână și nevinovată. Se numește Albastru. Acesta este dreptul la liberă exprimare. Dreptul la liberă adunare a oamenilor este îngrădit, intimidat, hărțuit și manipulat de către jandarmerie, de către poliție, de către sistem. Prima experiență în dubă n-a fost efectiv într-o dubă, a fost într-un Mitsubishi de-al jandarmeriei pe 5 noiembrie, când am fost la deci de pe treptele Teatrului Național. Haideți, vă rog să intrați în mașină, vă rog. Mașină, mersi. Aici, care dintre ele? Aici mașină. Și cât intrați în mașină, vă rog frumos, să-mi vedeți telefonul mobil. În mașină? De ce? Nu aveți voie cu telefonul mobil. Bun, atunci puteți să mă decimați aici, că nu fug nicăieri, sunteți 30 plus aici. Vă rog să intrați în mașină. Intrați, mergem la secție. A, mergem la secție? Nu pot să merg la secție fără bunurile mele personale. Haideți. Închideți, vă rog frumos, telefonul. Ca să mai zic că nimeni nu mi-a apăsat capul, poate mă lovesc în asta. Nu, de serios, telefonul nu. Bun. Haideți, închideți. Ok. Ich bin du bist. Prima experiență într-o dubă mare, pe 10 decembrie, când de ziua internațională a drepturilor omului, 20 ceva de oameni am fost săltați de pe celelalte drepte ale Teatrului Național. A fost frumos. Ultima informație, vă rugăm pe rasistul la populație. A fost o experiență cu totul și cu totul surprinzătoare, întrucât notificasem primăria cu privire la adunarea pe care vreau să o facem. Și cu toate astea aveau ordin să ne salte pe toți. Teamă amestecată cu emoție. A fost însă un moment în care grupul de oameni din dubă practic s-a unit. Lasă democrație de la Băsescu! Lasă democrația! Democrație de la Băsescu! Jandarmeria INGP-ului! Era o solidaritate nemaipomenită și jandarmii erau și ei uimiți de toată desfășurarea. Și vreau să știu ce am făcut! Prima mea experiență în Duba a fost că mi-am luat-o de la o jandarmeriță. M-au aruncat pe burtă, când am dat ca să mă ridic, o jandarmeriță mi-a dat mare picior în bot, în spate, la Teatrul Național. Nu, dar de ce? De ce nu am voie să stau aici? Că nu le-ați explicat. Doar trebuie să-i fac o... Adică pe domeniul public n-am voie să scriu. Prima experiență a fost sub Dubă. În prima seară când am fugit pe sub duba jandarmeriei parcată în față la Inter. Și au reușit să mă fugărească până după cafeneaua actorilor. Pe
Pe trotuar! Prima experiență efectiv în dubă a fost cam nasoală, că eram un pic speriat. De ce să mă bagi, frate? Nici o dubă, n-ai înțeles? Ai filmat? Haide și vreau, haide și vreau. Zici că n-ai o lungă perioadă cât am stat acolo așteptând, m-am gândit cam cum o să se termine chestia asta. Am fost super speriat. În ziua aia am fost luați în dubă de 3 ori. Eu doar de două ori, primele două dăți, ultima am ratat-o. Vă rog frumos, România asta, polițeles! Vă rog frumos, stați-vă să facem treaba. Mulțumim, Mihai, că ne-te alături, eu prea mai mulțumesc. Da, adică fără tine nu se putea, adică... Dacă tot poate aveam un pic de întârziere sau restanțe la capitolul dube, prima a fost de 3 ori. Mai bine cineva! Libertate! 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 Bun, avem și colegi noștri la jandarmerie. Stai să fac și o poză cu telefonul în dublu. Ne asistă. După amiază. Dați-vă, vă rog frumos, de aici să ne facem treaba. Ridicare 2, da? România 2012. Nu poți sta pe trepte, fă jandarm, da? Sunt colofești. Seara. Era Dușel Bănescu, el are... Mi-e și greu să-mi amintesc care a fost prima dintre ele. Cred că eram în față la Ministerul Economiei și Comerțului, undeva pe la prenserat, pe la 7 seara, o dubă întunecată, de fapt toate sunt la fel, mai ales dacă ești înăuntru. După aceea au urmat și altele. Rușine! Rușine să vă fie! Eu am mers la dubla 3 de luare cu duba, am ajuns seara pe undeva pe la 7. Primul contact cu duba jandarmerie a fost acum vreo 2 luni de zile, când am fost ridicat fără motiv, fără să mi se explice de ce. Toată lumea la dubă, haideți! Acum! Haideți mai repede! Am avut o experiență foarte tare când ne-au lăsat în mijlocul străzii, efectiv, ne-au lăsat la piciorul podului Grand. Pentru că la secția unde trebuia să ne ducă pentru întocmirea actelor, erau televiziunile. Interiorul Dubai este un interior care îți dă fiori. E foarte, foarte rece. Ce m-a șocat e că n-ai lumini, n-ai decât niște... Deci te simți ca la închisoare. Eu așa m-am simțit. M-am simțit foarte stingher în dubă. La momentul în care am intrat eu, 7 seara, iarna era cam întuneric. Și destul de creepy. N-au dat drumul la lumini. Un interior auster, așa cum ne așteptăm cu toții. Dar, odată ce este populat cu activiști, devine ca o grădiniță pe 4 roți sau pe 6 roți, nu știu câte are. Hai să facem o statistică. Cine e prima oară în viața lui într-o dubă? Prima oară chiar am făcut un fel de sondaj, așa, cine e prima oară la dubă? Duba Virgins. Yay! Bravo, băieți! Ați creat băieți! Arată pe aia cu vocea! Puteți să scandăm? Domne, cine sare vrea schimbare? Hei! Hei! Cine sare vrea schimbare? Hei! Hei! Cine sare vrea schimbare? Hei! Hei!
este placat cu poliester și placaje din carton. E călduros, nu e confortabil și aveți grijă cu băncuța din mijloc care nu este prinsă în șuruburi și te poți răsturna cu ea. Banchetele nu sunt prinse, sunt rupte, dacă nu te ții bine, îți rup gâtul înăuntru în dubă când ia curbă. E un loc destul de periculos. E contondent, da? Nu sunt aplițate scaunele respective, mai ales dacă te agiți și te împiedi sau te împinge cineva și caz pe ele, nu e o senzație prea plăcută. Legitimarea! 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 Și sunt așa urmele alea pe pereți de coate. Deci e un fel de imagine, te gândești oare ce s-a întâmplat acolo înainte să vii tu. Luați loc deci aici. Nu mă mai împuie. Vreau frumos să luați loc. Nu. Ăștia ne tot obligau să ne așezăm pe băncuțele alea pe care în tot tâmbălăul ăla ajunseseră să... Erau prin toată Duba, băncuțele alea nu mai erau la perete cum stau ele de obicei. Haide, mergeți în spate și stai jos. Nu e adevărat. Mergeți în spate și stai jos. Haideți, haide, cum nu vreau să stau jos. Haide. Nu vreau să stau jos, doamne. De ce? Tocmai aici e mașină. În primul rând, aș vrea ca dânsii să-mi prezinte autorizația de transport de persoane. Nu pot să cred că există așa ceva. Unde este protecția consumatorului? Chestia asta este un jaf. O regină. Aia mare este o regină. Interiorul reginei este tapetat cu PFL și cu băieți care nu înțeleg ironiile. Deci nu suntem prieteni, ia mâna de pe mine. Nu înțelegi, ia mâna de pe mine, e ultima asumație. Poporul nu are frică, Duba este mult prea mică. Poporul nu are frică, Duba este mult prea mică. Ale, 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 oh. Miroase a benzină și are două uși care câteodată nu sunt încuiate și poți să ieși pe cealaltă cum a făcut Mihai mai de mult. Atârnă tot, dacă dai un șut în ușă, se desprinde, cade, totul e putrezit, totul este și ceva infect. Acele condiții sunt mai rele decât într-un graj. Pute ca în graj, deci altfel nu pot să spun. Până și în dubițele cele mici, la fel. Pute ca în graj. Miroase a gaz de eșapament, pentru că asta este tactica jandarmilor, de a te, într-un fel, de a te ameți. Tot fumul a intrat în dubă și în primele 10 minute eram așa că am amețit toți de fumul ăla. Mă rog, și jandarmii, dar presupun că ei erau mai obișnuiți sau ceva, că nu se plângeau. Abceare nespălate, a transpirație de la graș, când mai gras sunt în jandarmeria română. Și care, păi nu știu să... Mulți dintre ei, nu știu, Constituția. Haideți să vă explic cum e cu privarea de libertate. Da, ia, uimiți-vă. Păi nu, hai să scoatem Constituția. Am venit cu Constituția, cu texte de lege, le-am citat articolul 3 din legea 60. Vă explic cum e cu privarea de libertate abuzivă. Pentru că suntem reținuți împotriva dorinței noastre. Tot drumul spre secție, eu am vorbit cu vreo 2-3, le-am dat și pliante, le-am explicat ce înseamnă exploatarea asta prin fracturare hidraulică, de ce e periculoasă pentru pânza freatică, ce făcea guvernul în timpul ăla. Am fost 11 în Dubă, atunci ați minte că ne-am numărat și am făcut un tâmbălău groaznic în Dubă. Se răcnește mult, se strigă și dintr-o parte și dintr-alta. Ale, 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 jandarmii și BGS-u sunt slugile lui Băsescu. Deci nu prea se vedea mare lucru în interior. Jandarmii și BGS-u sunt slugile lui Băsescu. Referitor la îndubări, da, am o statistică, de 14 ori am fost îndubat, dar la capitolul amers nu știu, cred că am sărit de 150 de milioane de lei vechi, sigur. Vreo 60 de milioane, cu totul și îndubat de vreo 10 sau 15 ori, cam așa. De vreo 4 ori am avut norocul să mă prind cu Duba și în total cred că am strâns în jur de vreo 20-30 de milioane lejer. Am fost îndubat de 3 ori, am primit 4 amenzi, în total cred că sunt vreo 27 de milioane. Am primit și de 500 și de 200, nu știu, s-ar putea să mă duc în zona 2500-3000 de lei, iar de îndubat, nu știu câte ori, de câteva ori. Eu cred că junior printre alții, am...
două amenzi doar și 7 milioane, una de 5, una de 2. Nu mai știu. Dar suma o să vină pe fișa de la sfârșit de an, pe care evident nu o să o plătesc. N-am fost pur și simplu anunțat că aș avea o amendă sau mă trezesc cu ea pur și simplu că sunt bun de plac. N-am strâns pentru că nu mi-apar amenziile. Văd că ei stau la scris, adică par a sta la scris și au stat destul de mult. M-au amenințat cu penale chiar, nu știu de ce am statut special în zona amenziilor. În schimb, nu am primit încă nimic, dar atenția, acesta nu este un apel către să vină. Tribunalele sunt suficient de pline. Toate patru sunt pe rol și am abordat o strategie puțin mai diferită în chestia asta, și anume vreau să iau punct cu punct fiecare acțiune pe care jandarmul a făcut-o ca să dovedesc ilegalitatea fiecărui fapt al jandarmeriei, pentru că nu mă interesează să câștig neapărat procesul, ci vreau să elimin practicile astea din jandarmerie. Amenzile sunt niște hârtiuțe, niște procese verbale. Judecătorul decide dacă e amendă sau nu. Până acum n-am pierdut un proces cu jandarmeria, ci ghici ce, le-am câștigat pe toate. Chiar glumeam cu un capitan că mi-a dat amenzi mai mari decât salariul lui pe luna respectivă. Da, asta e viața, ce să faci? Le plătim că de... Început el a fost marea vedetă, Conan, îl țin minte, și cred că el e preferatul meu, Conan, în filmulețele alea al Vlad Petri, ele. Astăzi să mergem să ne odihnim și vă întoarceți cu lumea. Uite că te fac program de somn. N-am șef de dispozitiv preferat, întrucât jandarmul când se îmbracă în uniformă, el nu mai e om. Sunt niște roboți care n-au mamă, n-au tată, ei au tătuc. Tătuc care le dă ordine. Preferat nu am pe nimeni. Dar odată cu ridicarea mea mi-au atras o antipatie. Nu ce să stai să calce mașina. Nu știu exact cum îl cheamă, îmi cer scuze că nu i-am reținut numele. Este un domn capitan care a fost chiar primul care m-a amendat și săltat pe 5 noiembrie. Nu știu, limite în care trebuie să vă încadrați. Vreau să spuneți că eu încarc legea acum? Nu, ok, mulțumesc. A fost o conversație plăcută. Dacă vreți să rămâneți aici, vorbim despre salarii disponibilizați, bugete tăiate, să... De ce? Păi vreau să stau aici. Așa, mulțumesc. Okay. Ne-am reîntâlnit după foarte mult timp și este, la modul cel mai sincer, s-a declarat un fan de-al meu. Deși avem frecușuri, suntem pe poziții diferite, dar e preferatul meu de departe. Edor Chiriac, el este șeful meu preferat de dispozitiv. E cel care a ținut dispozitivul din 14 februarie. Aveți 10 minute să vă vedeți! Ale, ale, ale! Aveți 10 minute să vă vedeți! Și ea simte sărăcia! Nu terminați, nu se termine, că nu sunteți oameni serioși. V-am rugat odată acolo, nu vreți să ascultați. Ia filmați. Dumneata ești plătit din taxele pe care le plătesc eu. Da, după ce pași și ce așa de mare că nu cred că să primesc bani la noastră niciodată. Ba da, prindeți inclusiv de la mine. Nu contează la câta parte. Nu, lăsați. Nu. Deci nu, pe ce bază trec ei? Pe ce bază trec ei? Au zis că nu fac parte cunoscut de asta. Păi din ce să facem parte? Aici, și doamna a zis că nu-i cunoaște. Din ce facem parte? Din ce fac ei parte? Din ce fac ei parte? Vă rog să vă dați puțin. Din ce fac ei parte? Ei? Da. Bucureșteni. Dacă da, păi și noi suntem tot bucureșteni. Domnul jandarm, unde am fost? Da. Sunt atât de mulți. Cred că șeful de dispozitiv preferat este cel care a încercat să vă prindă în față la Palatul Cotroceni și n-a reușit. Acțiunea dumneavoastră este ilegală! Vă rugăm să părăsiți fără! Hai că n-au curat să te ia, că e atâta presă aici, știi? Știu. Dar n-am făcut nimic, să-mi stau pe trotuar. Știu, dar au ajuns să te ridice. Ce anume? Au ajuns să te ridice. Au adăugat. Da, adică.
Da, mă, da, dar uite, după a trimis niște colegi mai splinteni cu o mașină de jandarmerie să mă urmărească. Claudiu, stai aici! Dar nu m-au prins. N-au voie să intre. Da. Vă rog, mă, colegile. Ce mă, aici, stai? Stai, mă, că filmează domnul. O să vezi, pe YouTube. Mamă, gata, se retrage. Se retrage trupele, soate. L-a prins fără audio? A fost o înfrângere, să spunem, simbolică. Eu am fugit. Și m-a urmărit pe aceste străduțe până am ajuns în curtea unui cetățean. Ce mi-am dat seama e că jandarmii sunt buni pe spații mici. Stai! Dar când te deplasezi, fie pe bicicletă, fie cu propriile picioare, nu mai sunt atât de buni. Trăim într-un stat polițienesc. Hai să fugim. Hai că îi trimite pe ăștia, zne. Hai să o tulim. Hai, turiți. Turiți-o, puneți-i la muncă. Și răspândiți-vă. Nu, 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 uite-i acolo, jandarmi. Vezi că-s pe stradă. N-au lăsat, zic eu. Ba da, uite Duba. Nu vin. Țeap. Te-au legitimat pe tine? Nu. Nu, nici pe mine. Evident, avem domnul Cașcaval. Nu știu ce grad are, nu prea-mi pasă. De ce mă legitimați? Cine sunteți în primul rând? Refuzul dumneavoastră de a prezenta date. Nu, trebuie să ziceți cine sunteți. Constituie, spun, contravenție, conform legii 61 pe 91. Vă rog să fiți atenți. Și vă anunț că dar trebuie să vă legitimați și dumneavoastră. Spuneți că veți fi sancționat contravențional. Dacă refuzați în continuare să prezentați date. Nu refuz. Vă rog să spuneți cine sunteți în primul rând. Capitan Cașcaval Dumitru, de GGMB. Dați-mi vă rog un buletin. Clasicii în viață, Cașcaval. Uitați că mă legitimez și mă ia la secție. Cum adică? Până acum dumneavoastră ați refuzat să prezentați orice act de identitatea dumneavoastră. Uitați identitatea mea, vă rog să prezentați dumneavoastră un act. Dumneavoastră m-ați auzit ce am spus eu? Da, uitați buletinul ăla pe ce mână. Până acum dumneavoastră ați refuzat categoric să prezentați date. Dumneavoastră aveți buletinul meu în mână. Vă rog să-mi arătați legitimația dumneavoastră, să văd și eu cu cine vorbesc. Vă rog foarte mult, mai fotografiați documente personale. Legea 677 interzice acest lucru. Cine a fotografiat documentul? Bun, nu v-am văzut legitimația. Nu v-am văzut legitimația. Domnule Plutonel, nu am arătat-o, da? Nu, 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 nu. Nu am, deci nu fluturați o legitimație prin față. Domnule, ar putea fi falsă. Da? Nu există falsuri. Nu există falsuri? E, vreau să mă convinc că e reală. Haideți la mașină. Nu merg la nicio mașină, m-am legitimat, vă rog, îmi pare rău. Nu negociem legea. Deci eu m-am legitimat, nu negociem legea. Dorine, cum te simți, mă, că tocmai spart dispozitivul de protecție a traficului rutier? Liber ca prietenul meu de la Baia de Arieș. 22 de ani, face peste pot direct, nu uitați. Bun, s-a făcut o petiție. Au venit niște cetățeni și au depus la MAI o plângere, da, o petiție. Pe data 2 mai. Ia uitați, cetățeanul Epurescu, de exemplu. Da, așa, normal. Se cere noului ministru arestarea dumneavoastră. Bine, asta nu e niciun fel de problemă, este dreptul dumneavoastră să cereți. Pentru abuzurile comise în timpul protestelor. Da. Iar pe cei de ies din sediul MAI și se odihnesc în banc, pe bancă în parc, fără să afișeze un banner, fără să strige. Aveau un steag la gândit. Înseamnă că dumneavoastră acum desfășurați o acțiune de protest și o să vă rog să-mi prezentați documentele legale, conform legii 60. Mi se spune și prin o non-acțiune. Termenul de non-acțiune există? Protestul dumneavoastră poate fi și prin non-acțiune. Prin non-acțiune? Prin non-acțiune? Vă rog foarte mult!
cu ce drept mă las pe mine de pe stradă când filmez? Alo, 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 alo. Na, 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 na. Deci un om care tace este luat pe sus, da? Am zis ceva? Băi, alo, alo, ei, 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 nu-l buscați, băi, alo. Ușa ochii la ăștia cu tăcii. Ei, ei, băi, nu-l buscați, așa e, ce-o. Așa este? Ia zi, de ce mă iau de pe stradă? Ustele și ce mă iau de pe stradă? Aceeași mizerie! De ce mă iau fără termen? Astea rețilele de persoane? Domnule Burescu, vă rog, nu mai puneți rezistență, urmați indicațiile forțelor de ordine. Urmați indicațiile, suntem forțe de ordine din România, vă rog foarte. Haideți! România nu este țara în care se pot duce cine asta, să nu mai România. Asta e mizerie! În orice stat din Uniunea Europeană! Vă rog, nu mai puneți rezistență, domnul Alexei! De ce nu mă? N-aveți niciun drept! Domnul Alexei, nu mai puneți rezistență, vă rog! Nu vreau, mă! Pun rezistență, mă, că am fost drept! Ia mâna de pe aparatul ăsta! Sprijinul numai eu dorește să se ajungă la măsurile legale de, unii doresc, credeți-mă, nu legale, la măsurile ilegale. Aveți oamenii în jandarmerie puși în funcții de conducere care dau ordine absolut ilegale, care încalcă legea 550, toate procedurile, care ne ridică fără somație și fără nimic, oameni care îmi confiscă aparatul, mi-l smulg din mână și când mi-l returnează, voi face plângeri? Nu la început, nu, acum, în noua guvernare. Îmi pot permite și să rostesc un nume, Cașcaval. Nu este fel de problemă, ne vom întâlni și la secția de poliție. Nu, știți unde vreau să ne întâlnim? Unde? La tribunal. Unde? La tribunal. Dați-mă de cap. Nu, dumneavoastră dați-mă. Bine, da. Toată lumea la după, haideți. Acum! Haideți mai repede. Dar ce să zic că vă nu mă luați de mână, că vin, nicio problemă, nu-i. Credeți că e cazul? Vreau să verific că și mi s-au ieșit de materialele. No image, mi-au formatat cardul. Ce-au făcut? Nu mai fost dumneavoastră. Wow! E confortabil, George? Nu e probabil, că nu știu ce ai. Vă rugă frumos să opriți camera. De ce? Nu aveți voie să mă filmezi. Sunt pe domeniul public. Vă rugăm frumos. Oprește camera acolo. Sunt pe domeniul public, de ce să opresc camera? Vă rog frumos să opresc camera. Îmi simt amenințată sănătatea. În mașină se oprește camera. Stați puțin, n-aveți drept. Cașcaval pe George! Trebuie scos de acolo neapărat și să nu se mai întoarcă niciodată, pentru că este un om periculos. Și îl avem pe domnul colonel Neagu. Neagu. La mine trebuie să fie locotenent colonelul Neagu. V-aș întreba scopul. Și... un grup de turiști, domne, facem. Ne plimbăm, ne plimbăm. Am venit să vedem și noi Cotroceni. E deschis muzeul? Știți care văd că a venit pe jos. Din Galați. Știu. Nu știe, au fost informați. Au fost informați care da, înțeles. E mai black de obicei. Locul ăsta reprezintă un simbol care ne oprim. Care este scopul dumneavoastră în această locație? Vă rog, locotenentul Neagu, sunt de la jandarmeria capitală. Petrica, trage mai. Domnii care au venit din provincie chiar își doreau să vadă Cotroceni. Nu să vadă gatile, că mai departe de totul ăsta nu o să se meargă. O să zic o dată de două jos Păsescu, după deci, care deci dacă dumneavoastră vă manifestați într-un alt fel, din care se reasă că este o manifestare publică, intrați sub vigilența legii 60, privind adunările publice, ceea ce nu o să se întâmple. Nu e vorba de asfalt aici, e vorba de domeniul public. Este cel care mi-a zis foarte clar că el se consideră organ de represiune al sistemului. Și din cauza asta, datoria lui este să ne umfle și să ne reducă la tăcere cât mai repede. Uitați, este ilegal, uitați cu ce se întâmplă. Da, mulțumesc frumos. Nu este, suntem pe trotuarul de vis-a-vis. Nu, cred că Priana, cred că te invită la dans. Iată, cu violențe. S-a întors pe 1 mai după săltarea de la Cotroceni în piață și s-a văitat tuturor că l-aș fi lovit. Mă rog, no comment.
rupt hainele după ei, s-au trântit pe jos, au sărit pe ei, iată, l-a luat de gât, de să-i rupă ochelarii, să strângă de gât. Trimiteți vreo frumos de echipaj, pentru că asta este stat polițienesc, nu se respectă niciun fel de lege. Iată, violență maximă. Păi, ia, sunt la 112, dați peste mine, iată, dă peste mine cu mașina. La 112, iată, m-au aruncat. Eu, nu dorim nicio ambulanță, dorim poliția să aresteze acest jandarm care nu respectă legea. Frate, l-a călcat Briana pe deget, pe picior și începuse ca să vaite că l-a omorât și că l-a scingiuit. Pana mea, e o femeie, are 20 de chile cu tot cu haine, Briana. Nu are nimic personal cu noi, doar că el este pus acolo ca să fie brațul armat, brațul forte al regimului și să apere regimul, s-ar întâmpla. Ce părere ai despre negociatori? Păi nu știu, întoarce-te și întreabă-l pe domnul. Vezi, poliția română e ok, jandarmeria e de căcați. Negociatorii sunt o specie aparte, deci rolul lor legal este să intervină. Deci ei sunt cumva un fel de... să nu ziceți că n-am încercat să detensionăm situația. Ceea ce a încercat să creeze jandarmeria română, da, a fost și actul ăsta pe care, sau lucrul pe care, a venit în față, am vedere aici funcția asta, negociator. Negociatorii sunt o specie interesantă. Totdeauna erau prezente doar două pietrițe. Încearcă să stabilească niște legături cu tine și, de fapt, să te descurajeze în a mai participa la o acțiune pe care jandarmeria sau șeful de dispozitiv o consideră ilegală. Practic este o punte între jandarmerie și persoanele care noi stăm de vorbă. Negociatorii sunt o specie anume. Deci m-am amuzat teribil la început, când tot vorbeau unii și alții cu ei, eu n-am intrat în vorbă. Înseamnă că noi suntem pe un câmp de luptă și atunci apare acest sol de pace. Sunt niște oameni care au și dreptul să vorbească, comparativ cu ceilalți. Pun una pe suflet aici, eu cred că deja de ceva timp încoace au avut loc niște schimbări extraordinare, în sens pozitiv. Am stat de vorbă cu ei, sunt niște oameni extraordinari. Asta e primul pas către ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme. Cert este că pe hârtie există, în realitate nu prea s-a simțit prezența. Senzațional. Ați modificat legea 60, domnul Șochin? Încercăm. Da, încercăm. Nu e vina dumneavoastră, nu e a mea. E altora. Au negociat cu noi ce au negociat până când vorba lui Caragiale, curat murdar, dar umflații. Și n-a umflat. Vă rog foarte mult. Care lege la mașină? Ce lege? Am încălcat și violență. Deci asta este violență ce faceți dumneavoastră? Fotografiați. Bineînțeles că fotografiem. Negociatorii sunt acei purtători de fâșuri din alea blu. Ei nu sunt negociatori, se schimbă în funcție de cine e pe acolo, prin zonă și care e mai vesel așa. Bun. Important este să găsim soluții, da? Ce? Referitor la ce activitate desfășurați dumneavoastră, că aici nu este ferm, deci noi nu am înțeles clar. Voșeții să lămurească, cred că au probleme existențiale. Din punct de vedere al negociatorului, ce vreți să aflați de la noi? Vreau să aflu de la dumneavoastră de ce, în primul rând, ce pot să fac împotriva deci colegului care, refuzând să-mi închid telefonul, da, m-a lovit cu tibia în picior. Compropați. Minunat răspunsul dumneavoastră. Vă mulțumim frumos. În prima fază, zic să te duci să discuți cu purtătorul de cuvânt al jandarmeriei. Anumite genuri de conversații nu pot să le am pentru că țin de chestii generaliste și intră în atribuțiunile purtătorului de cuvânt. Purtătorul de cuvânt al jandarmeriei, nu-l știi? Ăla e! Renache, ai învățat legea 60, articolul 3, l-ai aprofundat. Sunt foarte diferit față de ce vedem noi la Hollywood. Negociatorul la noi în România nu negociază. Ce grupul respectiv? Să repet și nu o să mai fac lucrul ăsta. Vreau să rămânem, să nu mergem înapoi, vreau să mergem înainte. Are el faza aia mereu cu să trecem la următorul pas. Și tot ne-am lovit de chestia asta, el urla la noi să trecem la următorul pas. Eu zic să ardem niște etape. Pot, da, aveți vreo legătură. Trebuie să ardem niște etape. Bun. Vă rugăm frumos. Negociatorii, nu știu, că nu i-am luat niciodată în seamă. Dacă e să le zici ceva, dacă mă rugi, cu tine vorbește la mișto. Ei, de fapt, reșit o poezie.
Și ce vreți să faceți? Unori spun lucruri interesante, alteori spun lucruri de-a dreptul trăznite. Constituția pe masă. Și să spuneți mie ce înțelegeți prin libertate de exprimare. Dacă îmi spuneți ce interpretați cu siguranță, domnul Claudiu, cu siguranță că vom găsi o cale de rezolvare împreună. Cu siguranță. Altceva, în afară de a depune în față legea fundamentală, mai știu. Două, democrație de așa. E foarte simplu să fii să spui chestia asta. Noi ne-am așteptat ca negociatorii să fie niște oameni care să putem purta un dialog normal, adică cu legea în mână, să discutăm articole de lege. Bine, mi se pare atât de generic doar să vorbim doar pe Constituție. Că eu știu ce reprezintă Constituția. Vrem mai mult democrație. De la dumneavoastră, vrem să ardem niște etape, vrem să dumneavoastră... Nu spuneați mie că sunt redundant asta cu arsul etapelor. N-am ars-o nici pe aia în care spuneați ce lege încălcăm când stăm lângă oamenii aia și dumneavoastră... Pentru dumneavoastră o să jumătate de oră numai pentru dumneavoastră. Sunt cu ochii pe politica românească și văd limbă de lemn în fiecare zi, dar ăștia sunt foarte tari. Apreciere maximă. Venim să fie nu vrem la un birou, vrem aici, preferăm în biroul dumneavoastră numit de colegii dumneavoastră că Buda Duba, mă scuze. Chiar am făcut ocazia asta. În Duba mi s-a spus că e ca în secția de poliție aia la biroul dumneavoastră că n-au birouri și mi s-a spus să închid telefoanele. Da. Și în acest timp, înainte să apuce să termine fraza, colegul nostru mi-a închis. Negociatorul, în general, este cel care cunoaște cel mai prost legile din întregul dispozitiv. Prin ce deranjăm noi? Nu vă supărați. Aici sunt lucrări de construcție și nu aveți voie să protestați. Există un ordin al prefectului care spune că nu avem voie? Are rolul de a face de râs dispozitivul de jandarm, sincer, rol care al jandarm s-ar putea descurca mai bine într-o confruntare legală decât negociatorul. În baza cărei legi mi s-a spus să închid telefoanele. Ce credeți noastră sau ce drepturi credeți noastră că vi s-au lezat? Cel mai important lucru despre negociator, cred eu, e faptul că ei nu reușesc să-ți răspundă la nicio întrebare cu mare talent. Ce au fost dat să-mi închid telefonul? Răspundeți cu da sau nu? În general... Nu, cu da sau nu. E o întrebare ce vreau să facem. E Duba secție, ce vreți dumneavoastră? Sunt obligat sau nu să-mi închid telefonul? Da sau nu? Sunteți rugat? Da, să vă... Rugat, să vă... obligat. Cuvântul e obligat, da sau rugat? Obligat e diferit de acel la pământ. Sunt rugat aparatura în continuare. Respectivă. Ok, în continuare, sunt obligat sau nu? Pot să fiu rugat orice? Sunteți rugat să... Nu, e da, obligat. De ce? Pentru că noi, în general, în mașina respectivă... Dacă mie... Deci nu pot să vorbesc cu dumneavoastră în țări din care să rugiți, da sau nu? Nu. E obligat să-și închidă aparatura? Drogat, atâta timp și știți foarte... rugat să-și închidă aparatura. Facem nu... diferența între rugăminte, da? Și obligație? Da, are obligația să-și închidă telefonul? Care are nu. Este rugat să închidă aparatura. Dar nu este obligat să-l închidă. De ce l-ați... Pentru că mi era teamă să fiu agresat, ceea ce s-a și întâmplat. Și vreau să am o dovadă înregistrată. S-a îndeplinit ceea ce v-a rugat colegul meu, să opriți aparatura. Cu forța? Nu. Deci, asta n-am de unde. Asta se numește abuz. Eu vă pun o întrebare foarte simplă, care acceptă două răspunsuri, negativ sau afirmativ. A mea a șaptea oară. Sunt obligat să-mi închid telefonul mobil în Duba Jandarmeriei în momentul în care mi se întocmește un proces verbal de contravenție. Întotdeauna sunteți rugat să... Vă întreabă dacă e obligat și dumneavoastră spuneți că sunteți rugat. Bun, sunt rugat. Și eu. Și am înțeles că s-a conformat. Totul e ok. Conform legii. Are obligația să asculte rugămintea. E la latitudinea individului respectiv. Bun, deci nu ești obligat, da? Legea nu-l obligă să-și închidă. Corect? Ce anume? Să-și închidă aparatul. Dacă e rugat, legea îl obligă. Știu. Haideți să facem un pas înainte, să trecem peste chestia asta. La latitudinea individului respectiv. Deci legea nu-l obligă. Corect? Este la latitudinea individului respectiv. Un checkbox. Trebuie, s-a negociat cu bizonii, s-a negociat. Bun, la Duba după aia. Scut din asta pentru că sunteți mai să știu, mai înalt. Da. Mai bărbos. E un criteriu valid, apreciem acest. Probabil că dacă ar merge la clasa 0 s-ar face de râs. Eu personal, având a trecut și pe linie de negociere, am venit la dânsii, cum am venit și către dumneavoastră, deschis către dialog, să găsim împreună soluții pentru a rezolva această problemă. Problema e aflată în discuție. Și ați rezolvat-o?
Nu. Da, măi, știu pe toți. Nu de la în tricouri, am... Da, măi, e civil, ce vrei? A, vorbea despre tine la telefon că vorbești tu, că îți ia numele, eu achinez. Normal că-mi știe numele. Da, că l-am pus pe Ericiul al... Normal. Ce? L-a pus pe... Gabori în civil sunt peste tot. Ia uite-l pe ăla cu cămașa în caruri. Ăla era pe tot traseul. Stai să-i văd și pe domnul în civil. Violențe, erau cei care coordonau mișcarea. Oamenii civili, da? Oameni îmbrăcați civil, dând ordine jandarmeriei, dând ordine dispozitivelor. Am văzut chestia asta cu ochii mei. Paul, vreau să fac niște fotografii genul ăsta. Și? Și... Mi-aduc aminte de vremurile de dinainte de 89, în care nu știai cu cine stai de vorbă. Ce mai te mai stă? Hai băiatu, du-te, du-te, du-te. Unul dintre ei, chiar în primele zile, m-a speriat bine. Păi noi n-avem Facebook. De vorbit a vorbit civilizat cu noi, dar de uitat s-a uitat foarte urât la noi. Ca să fim mai bine, pe noi ne interesează oare identitatea dumneavoastră. Să vedem dacă cineva chiar ne încearcă să ne urmărească, să ne pozeze, să ne... A fost cam așa, cam scary. Am zis că gata, mi-o iau. Ce pizda, mă? Nu te-ai dobera, nu? Nu... știai de unde vine și cine ți este prieten sau te poate turna la securitate? Și exista un sentiment de teamă, de frică. Acel sentiment există și în momentul de față. Ca să autograf. Știi? Adică e autograf la starul rock, la oameni deștepți, dar la aia proști de cine le-am. Gabri în civil sunt și ei o specie interesantă. Ei sunt, în principiu, sunt o specie aparte. Scopul lor este să obțină informații despre noi. Și vin și se infiltrează așa și se dau simpatici, se bagă în seamă. Avem Gabor civil printre noi! Hei, civil printre noi! Hei, civil printre noi! Nu mai sunt atât de de civil sau de ascunși, pentru că se văd. Dar acum cântă și ei cu noi, cântă și ei cu noi, cântă și ei cu noi. Și sunt foarte proști. Îi vezi cum arată, ce conformație a corpului au, ce fel de atitudine au. Da, 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 erați dator cu o cafea. Da. Nu m-ai invitat. Păi nu. Nu, nu, tu ne-ai invitat pe noi. Data trecută. Tu ești cu prietenul de-al tău, data trecută. Numele că v-ați întrebat să fie cumva... Sincer vă, multă lume e... e... nemulțumită pentru... Cine este trist? Este securist! Cine este trist? Este securist! Cine este trist? Da. De ce au venit jandarmii? Păi nu, sunt, sunt cu noi. A, da? Da, da. Ar vrea și ea să bea o cafea pe banii jandarmeriei.
vorbiți cu jandarmi. Păi cred că asta fac, nu? Nu. Cum pot dovedi? Nu pot să o dovedesc, dar nu-i nevoie să o dovedesc. Atunci? Hai, domne, că suntem cunoștințe vechi, ce naiba. Ne știm și de prin București. Păi da, dar nu de la jandarmerie. Nu? Dar de la ce servicii? Și materialul de anul ăsta cum a ieșit? La fel ca ala de anul ăsta. Da? Nu-s prea multe de raportă, nu? Ei sunt frumoși, nu? Vin aici, fac frumos, să prietenesc. Ciuciu, domnul Ciuciu. Domnul Ciuciu, care... A, de ce clar cine azi? Salutăm, salutăm. Nu știu, sunt niște caricaturi, probabil că toți să cred James Bond. I-am văzut așa, cum ne urmăresc, cum merg pe lângă noi, este mai mult un fel de film mut. Deci, după cum vedem, a început documentarea contravenției. Domne, cum e să documentați toată ziua contravenții, domne? Dar cum e, domne, să fiți așa penibili, mă rog? Suntem, domne, suntem penibili dumneavoastră, domne, da, știți? Dumneavoastră când ne abuzați, ne băteți, suntem penibili, domne. Sunt niște băieți foarte simpatici. Deci, uite, știți, coastele mele sunt penibile că și-au luat un pumn de la jandarmi. Suntem super penibili, domne. Minunat. Dăm, ne dăm pumnii coaste? Poate și stai jos. Poate și stai jos. Ne dăm pumnii coaste? Aici este sigur la jandarmi. Aha, aia sunt băieții. Sunt undercover. Nu, ei sunt jandarmi, nu. Dar sunt și de la alte servicii. Mai multe servicii decât noi pe aici, nu? Sunt de la alte servicii. Aia, de-aia stau mult mai departe. Da. Pentru mine încă e o dilemă dacă mulți dintre ei n-au fost din serviciile secrete sau mulți dintre ei n-au fost din conducere. Dar dumneavoastră îi prestați pe aia la PDL? Nu? Păi și Maiorul Gogu ce a căutat, domnule, la sediul de partid? El n-a fost penibil? Nu, sincer. Nu-l cunoașteți, domne, sunteți doar colegi de armă cu el. Știu, domne, știu. Gogu din jandarmerie, ospătar de meserie. Gogu din jandarmerie, ospătar de meserie. Ale, 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 o. Se duce la PDL să curețe mesele. Se duce la PDL să curețe mesele. Ale, 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 o. Dar nu cumva ați primit niște ordine de la partid și dimineață când ne-ați luat? Domne, așa penibil, cum suntem noi, da? Dumneavoastră trebuie să declarați prealabil desfășurarea acțiunii de protest. Stăm mâna un pic. Fac frumos, să prietenesc, după aia își dau cu stângul în dreptul. Deci dânsul e un jandarm în civil. Da, păi am... Nu se recomandă, dar ne califică drept penibil. Okay. Nereprezentativ, domne. Nu reprezentăm pe nimeni. Deci, chiar... Penibil, ok. O chestie care ține de părere personală, deci clar, nu cer nimic altceva. În schimb, aici am avut o contrazic foarte tare. Reprezentăm o voce foarte mare și foarte multă. Dar oamenii se sperie foarte tare din cauza acțiunilor voastre, care sunt brutale, urâte, represive și atunci ai speriați, dar numărul crește. Nu așa sunteți penibil când ne intimidați? Foarte drăguț, e o culoare locală. Sunt într-un fel o prezență necesară, în același timp ridică semne de întrebare asupra legalității comportamentului lor, pentru că una este să stai și să observi și alta este să instigi sau să intimidezi. Cunoașteți, da? Da? Și vede ăla, da, cu piatră, ca să știți dumneavoastră, ca să ne provoace pe noi. Opriți-vă mâna lungă a legii până la familie. Eram îmbrăcat într-un tricou și avea o căciulă, că era mai... Probabil și fular de ultras, nu? Era mai... Despre ce vorbim? Noi nu suntem violenți, nu există, nu suntem un grup organizat care să prezinte un pericol public.
ținem un simplu banner. O, vă salut, domnul, ce mai faceți? Domnul cu penibilii, da. Domnul care ne consideră penibili. Vă salut. Ei nu au un semn distinctiv prin care să înțelegi că ei sunt acolo doar pentru a monitoriza. Ăștia lucrează sub acoperire. În răspunsurile primite de la Ministerul de Interne se spune că jandarmeria nu întreprinde acțiuni de filaj. Da, un pasionat de film. Ca și noi de altfel. Păi hai să ne filmăm unii pe alții. S-a îmbrăcat vesta până la urmă. A, aceasta nu este o acțiune de filaj? Aveți mandat? Ești măcar. Nu. Știți de ce filmați? În Europa ajungă, ajungi pe... Pe YouTube o să faci de toată... Luați-mă, că era nimic de ascuns, ok? Uite așa fugeau, dar nu știau unde să se ascundă de camerele foto. Nu aveți o funcție ascunsă, secretă. Nu trebuie să vă fie frică, cum și dumneavoastră ne fotografiați, că și eu vă pot întreba pe mine pentru ce mă fotografiați. Cea mai bună armă noastră în fața jandarmeriei și în fața opresorilor sunt camerele foto. Cea mai bună armă. Pe asta am vrut să-l întreb și eu. Nu, dar eu dacă vă întreb dumneavoastră, aveți răspuns, n-aveți. Că n-aveți legalitatea. Fug de camera foto că de apă sfințită. Nu știu, dar de ea apără hoția, mă! Uite, mă, jandarmi! Ca să nu fie filmați, ca să nu fie filmați... Stai ușor, nene, stai peste mine. Am o părere foarte proastă de când l-a bătut pe Alex, de când a dat un Alex aici pe bancă. Cine sunteți voi să scăteam pe cine? Și când cineva mă filmează, îl luați în valoare. Toate acțiunile lor sunt absolut la vedere și nu reprezintă niciun fel vreo surpriză pentru noi. Facem schimb de filme pe Facebook. Hello. Gaburi în civil sunt preferații mei. Trebuie să-i admir pentru pricepere, pentru dăruință, pentru modul în care au reușit să reziste alături de noi. Hai cu poza. Haideți și domnul civil, haideți cu noi. Și pentru voi protestăm. Ce vrem noi, e și pentru voi. Ce vrem noi, e și pentru voi. Sistemul defrișărilor. Există mai multe strategii ale jandarmerii. Într-un fel se poartă cu tine dacă faci parte din un grup de 100-200 de persoane. O mie de persoane. Ce v-ați, domnilor, cu gaze? Ce s-a întâmplat? Nu vă supărți. Dar nu v-ați nimica eu! Ce-ai pățit? De la gaze doar sau ți-ai luat și vreo? Nu, de la gaze. Nu v-a trecat, și 5 bile persoane. Sunt strategii diferite și am avut ocazia să le văd pe toate la lucru. Vă rugăm să părăsiți piața, ceea ce faceți este împotriva legii. Vom folosi forța! Cea pe care am simțit-o pe pielea mea e cea a fricii. Pregătește-ți picioarele, că ăștia rup oase, ăștia se ia de la speciale. Deci ăștia sunt fiare.
acțiunea lor este, în primul rând, de intimidare. Vor veni să la intimidare. Dacă nu astea se deschide hrăptiune, nu, e intimidare, e intimidare. Și știu că dumneavoastră ați fost trimiși aici la ordin. Nu e vina dumneavoastră, dar credeți-ne, nu ne intimidați. Nu ne intimidați, nu ne mai intimidează după nimic. Nici Duba nu ne mai intimidează. Chiar ne-am asumat lucrul ăsta, credeți-ne. Să nu încercați să mă intimidați. Să nu încercați să mă intimidați. Vă rog multe tot să nu încercați. Să nu încercați să mă intimidați când fac meseria. Dacă văd că intimidarea nu ține, vor recurge la forță. Au venit să elibereze piața și m-am ferit, mi-a fost frică și am fugit pe aici. Și am văzut prieteni de-ai mei veniți, știi, vorbeam atunci primele zile, veniți în piață, nu știu ce, veneau și stăteau un pic și după aia ne ziceau că, băi, eu plec, că uite câtă jandarmerie e, că nu știu ce. De fiecare dată, dacă sunt 10 manifestanți, vor trimite 50 de jandarmi, sunt 100 de manifestanți, vor trimite 1000 de jandarmi. Băi, nene, nu se poate, mă. Băi, ce bine. Pentru câți oameni ați venit, fraților, atâția? Pentru 3 speriați ca noi? 2 butelini, dispozitivul ăla, 2 în ăla din stânga. Tot timpul vor fi de 4, 5, 6 ori mai mulți decât manifestanții. Uite-i, băi, frate, cum vin. Sunt mai mulți ca noi. Clar sunt mai mulți ca noi. Păi ăștia, numai ăștia, dacă își pun capul, dau ei lovitură de stat. Prima dată am crezut că există o strategie, dar este una învechită și total prost adaptată activismului de stradă, mai ales cel de stil nou, pentru că ei nu sunt pregătiți. Parozană pentru Roșia Montană. Cum să scăpăm de dupe pe oriunde am luat? Haideți pe acolo, măcar e mai vizibil. Are dreptate, Alex. Haideți! Ocupați Ceaușescu! 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 Haideți că ne-am adunat cu toții. Ce spuneți? Le facem o surpriză jandarmilor? Ei ne așteaptă la universitate. Facem aici un pic dreapta. E clar că a fost un fel de șoc cultural între noi și ei. Deci ei se așteptau la suporteri, la huligani. Excursie în centru vechi? Da! Bun! Anunțați prin stație! Mergem în excursie! În schimb, grupul nostru, cel puțin, grupul protestatarilor pașnici, mai ales din zona de la Fântână, da, a fost tot timpul fără non-violent. Haideți-i colonați, băieți! Bastoane, noi vă dăm o floare. Rezistență fără violență. Rezistență fără violență. Rezistență fără violență. Rezistență. Ah, bravo. Bravo. Felicitări. Bravo. Bravo. Pentru apărarea democrației, pentru apărarea drepturilor noastre. Era gestul cel mai firesc din lume. Cum au reacționat ei? Respectiv părții adverse, o floare din partea noastră. Cum au reacționat? Ne-au reacționat foarte cald, foarte uman. Alții ne-au spus că nu face totuși parte din fișa postului, dar dacă ar fi fost în timpul liber, ar fi acceptat ploile pe care noi le-am oferit. Alții au făcut un gest foarte frumos, le-au luat și apoi l-au oferit femeii. Dar erau ultra așezat aceasta. Jumătate din fața acoperită de un culat. Sunt puși în fața unor evenimente și unor oameni de un calibru pe care ei nu l-au întâlnit în viața lor și pentru care nu i-a avertizat nimeni. Cine s-a revea schimbare? Hey! Hey! Cine s-a revea schimbare? Hey! Hey! Educați, oameni culți. Ce vreau atâta timp cât nu insult pe cineva, uitați ce mai am. Mai am una. Putem să scriem orice, o țară liberă. Am ieșit din comunism sau n-am ieșit? Nu, stați puțin, dar ce am făcut? Că n-am făcut absolut nimic. N-am făcut absolut nimic așa. Dar nu faceți nimic, da? Da, era fost ziua lui Elia, de astăzi ziua lui Pii.
3,14, de 14,3. Da? Puteți să demonstrați lucrul ăsta? Da, de ce nu? Păi sunt liber. Oamenii care au citit legea. Problema noastră este atunci când jandarmul nu-și respectă statutul de militar, care îl obligă să apere cetățeanul în primul rând. Asta primează oricărei legi să-și apere proprii cetățeni și să evite sub orice formă crearea conflictelor. Asta nu înseamnă inhibarea dreptului la liberă exprimare, care e garantat de Constituție, garantat de drepturile omului, de convenția pe care am semnat-o și care primează inclusiv Constituției Române. Foarte interesant a fost că în piața Universității ne-au lăsat să protestăm. În piața Universității protestul este legal și într-o altă zonă nu? Ce spuneți? Conform Constituției României. În piață de ce nu ne amendați și aici? Care-i diferența? Explicați-ne în baza cărei legi. Aici deranjează. Păi cine? Nici acolo nu. Avem două României în răspărat. Una aici și una acolo. E legal sau ilegal? Ilegal. Care a fost în această piață pe care jandarmii au jignit-o, au gazat-o și care nu s-au purtat foarte, să spunem, corect de-a lungul acestor 50 de zile. Care este problema cu această pancartă? Nu conține niciun mesaj violent, niciun mesaj homofob, niciun mesaj rasist, niciun mesaj misogin. Deci, care este domnul? Poftim? Cu tot respectul, merge și protestați acolo unde este locul asigurat. Piața Universității. Până când se va lămuri această problemă legală, dar este deja lămurită din 91 de când s-a făcut legea. Așa? Acolo se poate protesta. Atât. A fost o excepție pe care au recunoscut-o cu greu. Mergeți în zona aia sau, dacă nu, în altă zonă. Adică spre casă. Spre casă? Spre casă? Ne faceți program? Nu program. Mă întrebam. Poate vreau să mă duc la teatru. Noi am profitat de chestia asta și am vrut să extindem. Facem promoție la democrație. Ieșiți din moluri! Ieșiți din moluri! Ieșiți din moluri! Am și mai vă așteptăm alături de noi! Păi da, nu așa! Hai, cine are manifest că se intre să le lase! Hai să le facem cu una! Gata, deja au fost informați. Împingem? Hai să strigăm aici, că e frumos. Opa, avem escortă. Am avut chiar și un banner la un moment dat. Piața Universității este peste tot. E și aici Piața Universității, nu-i așa? E peste tot. Ați auzit, domn de la jandarmerie? Piața Universității e peste tot. Jos Băsescu în turcă? Hasocar Băsescu! Hasocar Băsescu! Hasocar Băsescu! Hasocar Băsescu! Hasocar Băsescu! Pentru ei a fost așa ca un fel de șoc. Bă, ce-i cu ăștia? De ce vin ăștia și își pierd timpul aici în piață zi de zi să protesteze? Dar nu vă aminte niciodată pe Teatru Venerul, dar acolo, nu? Da. Aici este zona în care am protestat din ianuarie și până acum și acum brusc ne trezim că nu mai avem voie pentru că există niște pietre, dar pietrele astea existau și ieri, existau și alaltăieri și sunt de o lună aici. Brusc, astăzi nu mai avem voie. Alo, Pitulicea către cuib, du-te și saltă-i pe aia. Aia e singura lor strategie. Te săltăm, ne scăpinăm în cap, îți căutăm niște acuzații după aceea și vedem noi cum o scoatem la capăt. Ei sunt niște roboți. Au primit ordin, umflă-l. În momentul în care procesul este pierdut de către jandarmerie, nu există nicio sancțiune pentru cei care l-au completat. Și din punctul ăsta de vedere, ei sunt acoperiți și liniștiți. Băi, băi,
Îndubează și stăpânește. La ce secție îl duceți? Nu mă luați! Te iau, te înșecuiesc, te salt. Cam asta am înțeles. Vorbesc foarte serios! Și jandarmii ne iubește, de aia ne încercuiește. Și jandarmii ne iubește, de aia ne încercuiește. După aia ne bate. Nu, aș fi ipocrit să zic că nu-mi place să fac mișto de jandari. Dar e o diferență, e distanță destul de mare de la a face mișto de ei până la a-i jigni sau... Ale, 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 jandarmica, reșbat frații, pe creier nu austriații. Mă, trebuie să recunosc că da, adică nu pot să zic că sunt mândru de asta, dar da, îmi place să mă amuz pe seama lor. Cumva detenționează toată frica asta pe care o magazinez. De ce? Unde scrie? 10 milioane amendă, știi, da? Păi dacă mă povoacă, da. Evident. Jandarmii la cap au bubă, au băgat prințesa în dubă. Cred că fac ei asta destul, nu mai e nevoie și de ajutorul meu. Când hoții ne fură banii, jandarmii fac nani nani. De să ne dați bătaie, jandarmi treceți la tigaie. De cât să ne dați bătaie, jandarmi treceți la tigaie. Ale, 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 o. Întotdeauna. Această partiserie portocalie pleacă. Dispozitivele de jandarmi se mutau de la un colț la altul în jurul nostru pentru că noi strigam diferite lucruri, că apără florăria, că apără ghereta de ziare și ei toți se mutau ca să evite cumva. O, jandarmii protestează, că forneștii decolează. O, jandarmii protestează, că forneștii decolează. Ale, 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 ale. Pana mea, sunt, când ești cu mai mulți, ai de ce să faci caterincă. Când te ia unul singur, faci ei caterincă despre colegii de-ai lor. Păi nu l-aveați pe dânsul în baza de date până acum. Păi jandarmeria română a revăcut pe Facebook. Mă, nu te cobor la mintea mea. Eu sunt un idiot care face mișto de tine. Tu ar trebui să ai o prestanță acolo și să stai drept în post și să nu te lași afectat de chestiile astea. Bănuiesc că primești un supliment de, nu știu, rușine sau de ce primesc eu? Acțiunea dumneavoastră este ilegală. Vă rog să treceți pe trotuar. Și pe trotuar e legală? Pe trotuar este legală? Sus, bă, sus! Am încercat să-i pun în niște situații dificile și să văd, să le surprind reacția umană. Sunteți mândru că sunteți coleg cu majorul Gogu? Sunteți mândru că sunteți coleg cu majorul Gogu? Am pus o mie și una de întrebări, mai mult sau mai puțin comod de jandarmilor și pe alocuri ne-am amuzat, făcând glumițe pe seama lor. Este o lege învechită care nu se mai poate aplica zilelor noastre și care nouă ne încalcă niște drepturi pentru că e interpretată după bunul plac al unui comandant de dispozitiv cu nume de lactată sau știu eu ce. Nu, haide să folosim măcar da. X, Y, litere. Una este să mă apuc să proferez în jurături la adresa jandarmilor și alta este să ironizez. N-am nominalizat, adică nu e o încălcare a legii. Știu, e o ironie și dacă e ironie, e ca și cu pamfletele, știi? Trebuie să tratezi totul ca pe un pamflet. Orice asemănare cu un personaj real este pur întâmplătoare. Bă, toată viața trebuie luată un pic în glumă ca să nu nebunești. Avem gabor, civili între noi! Hei, civili între noi! Hei, civili între noi! Hei, avem gabor, civili între noi! Hei, civili între noi! Hei, civili între noi! Hei, dar cum și ei cântă cu noi! Și ei cântă cu noi! Și ei cântă cu noi! Am un gabor civil chiar în mine, civil chiar în mine, civil chiar în mine. O să-l scot diseară dacă-mi vine, diseară dacă-mi vine, diseară dacă-mi vine. Nu, deci dacă aș găsi un jandarm cu simțul umorului,
l-aș scoate la bere când e în timpul liber, sincer, pentru că este un, ar fi un jandarm special pe care aș vrea să-l cunosc mai bine. Dacă eram într-o relație normală, era totul perfect. Dacă am fi noi în relații normale, ce bine ar fi, domnul negociator. Poate după ce ori trece toate astea o să ieșim și la bere și o să fim în relații normale, dar deocamdată nu prea suntem în relații normale. E bine până unde vrei să ridicați tacheta? Nu știu. Până la limita legii. Unii mimează care avea simțul umorului, dar nu l-au. Nu înțeleg care e problema. Da? Am încălcat vreo lege sau am făcut ceva? Ce înseamnă asta, monocromie? Nu știi ce înseamnă monocromie? Trebuie să consultați Dex-ul dacă nu știi ce înseamnă. Nu, cu culorile stau mai prost. Nu? Da, foarte rău. Mă, unii da. Noi? Când o să faci jandarmeria, șanțuri puteți să afirmați. Să știi că da. Să știi că da. Nu. Da, dar nu-l arată, mai râdeau la câte o luzincă inventată de tine, mai râdeau, știi? Îi mai vedeai chicotin sau toate cele. M-a filmat jandarmeria până a murit bateria, ale, 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 o! A la lung nu cred că prea apreciază simțul nostru al umorului și ne taxează pentru asta. Aveți gabor civil printre voi! Civil printre voi! Civil printre voi! Nu, cașcaval, este al nostru căpitan, ale! Ale. Nu mai strigați? Ba da! Ce? Capitanul Cașcaval este al nostru capitan. Asta? Da. Nu e nicio fel de problemă, ne vom întâlni și la secția după. Toată lumea la după, haideți! Undeva după, nu știu, a patra, a cincea îndubare, deja putem să stabilim așa o relație mai amicală. În două minute? Două momente. E bună diurna? Ca la asta, da, știu că și noi tot bugetar. A, unii înțeleg ridicolul situației în care se află. Vor să-și depună plângerile penale. Hai, lasă, că acum ai lipit-o și vrei să... Eu am lipit-o. Mă rog, cine a lipit-o? Dar acum ce faci? Spălăm mașina asta din Turgu și așa după aceea. Într-unele dintre cele 5.000 de mașini. Da, mai faceți economie la... 6 mașini. Care sunt mașinile? Alea mari. Păi nu, gale. Alea mai au ITP? Mai au, am luat asta. Da, cu șpagă, cum au luat? Vine pe net și hai că e nevoie de marcă. Poate chiar sesizează și aspectele ilegale ale acțiunilor lor. Dar cum sunt într-o instituție militară, probabil le este mai ușor să respecte ordinele. Nu acuz în general oamenii jandarmeriei. Sunt oameni care dau ordine, sunt oameni care execută ordine, oameni care le execută cu plăcere, oameni care le execută ca o copii acasă și că nu vor să-și piardă slujba. Asta e de când lumea și pământ. Pe de o parte înțeleg, pe de altă parte nu pot să înțeleg excesul de zel. Pot să înțeleg orice situație, chiar dacă o resimt pe pielea mea. Sunt niște oameni din jandarmerie care se... Par că au singura rațiune de existență aceea de a bate, de a lovi oameni. Jandarmeria pentru prima dată a ajuns să... Bună seara! Salut! Ce mai faceți? Păi, n-aveam ce să fac acasă, mai ales așa primă de spamă. Doar veniți să veniți la... Mi-aduc aminte o fază, ultima oară, deci la Ministerul Economiei, a treia îndubare. A venit la noi, bă, băieți, mai strigați mult, nu știu ce, nu, noi, să nu ne ia la dubă, știi? Și bine, atunci vă mai las. Și n-a lăsat fix vreo 30 de secunde. Arătăm bine? Foarte bine, vă punem pe desktop. M-am dus și am vorbit cu el. Păi, tine, n-ai zis că ne mai lași? E, și dacă vă mai lăsam, făcea vreo diferență? Vă fac o poză? Da, la unul de... Asta era capitanul Ciocan, un tip foarte... un mucalit. Păi n-am voie? Bă, da, chiar te rog. Păi cum? Păi sunt pe toate site-urile. Au început să facă parte din folclorul popular, dubele lor, strategiile lor, poreclele lor, Cașcaval și ceilalți Ciocan. 4 sau 5, salut, ce faci? 32, 4, 2. Știi care-i porecla lui Ciocan? Care? Torționarul. Torționarul? Eu
sunt aici pe unde e cordonul de jandarm dinspre Inter. Vino și tu ca să ne întâlnim cu ăștia de la Fântâna, cu băieți. Te cheamă băia. Da, da. A, le trimit, le trimit. Ce ce bă? Avem voie? Acolo, mai stăm de vorba, negociem. Sigur, negociem. Le trimit pe Ciocan. Îl am pe... Îl am. Mersi că mi le trimiți. Și vedeți în film. Trimit și cu invitație. Deci e ok, da? Hai. Bine. Dă-mă filmarea, că ziceai că-mi trimis filmarea, păi e bine, e torționarul azi. Voi de unde sunteți? Noi suntem de la, tu știai cum vreau, suntem sai de cultură, am stat să filmăm. Sai de cultură? Luați site-ul de cultură și băgați-l în dubă. Ce am făcut? Luați site-ul de cultură și să merg okay, în dubă să problemă. Le acordăm îngrijiri medicale, hai. Hai pe fiți. Bă, ce știi de acum? De ce am luptat în decembrie? De ce am luptat, domnule, decembrie? 89. Pentru libertate și democrație, nu? Da, așa e. Păi pentru ce, domnule, ne-am omorât? Mulțumim, domnule. Și-am rămas fără servici. Pentru ce? Spuneți dumneavoastră, pentru ce? Pentru ce ne-am luptat, domnule, de a rămas fără servici? Cu asta am terminat. Nu-l amendați? A protestat, nu l-a amendat? A fost amuzant când i-am gonit odată, au venit după ei și ne-am dus toți la ei. Rușine! Rușine! Rușine să vă fie! Rușine! Și am huiduit și au plecat. Jandarmeria! Apără hoția! Jandarmeria! Apără hoția! A fost așa o săltare de spirit pentru toată lumea, care a fost destul de tare. Am o amintire amuzantă în legătură cu o dubă, când am fost ridicat din fața Ministerului Mediului. Cel mai frumos moment, din păcate, l-am ratat. N-am reușit să ajung acolo la timp. Măi, nu cred că e povestea mea, dar cred că e cea cu Mihai Preoteasa. Păi, probabil că trebuie să fie celebra evadare. Evadarea lui Mihai Preoteasa, care a fost absolut fantastică. A fost opera, capodopera lui, al lui Mihai Preoteasa, dar m-am amuzat copios, copios, copios. Protestam și noi cu oamenii cinstiți, tot așa, cu Roșia Montana, cu gazele de șist. Repet pentru jandarmi. Libertatea întrunirilor, articolul 39 din Constituție. Miticurile, demonstrațiile, procesiunile sau orice alte întruniri sunt libere și se pot organiza și desfășura în mod pașnic, fără niciun fel de arme. Ridicați-ne cu Constituția în mână. Și ne trezim cu dubele. Oricine are dreptul de a se întruni liber. Convenția rupă protecția drepturilor omului. Știam ce ne așteaptă, știam de asemenea că ne vom reîntoarce la locul de protest, lucru care enervează la culme pe jandar. Scoateți-vă buletinele, legitimarea se face la fața locului și nu la secție. Nu-l lua... Ei! Deci nu-l împingeți, nu aveți dreptul să-l bruscați! Nu prea mai aveam chef de plimbări, de la ce secție mergeți, de amenzi de zeci de milioane. Și ceream legitimarea la fața locului. Legitimarea la fața locului, domnilor. De ce nu le legitimați la fața locului? De ce nu le legitimați la fața locului? Nu e adevărat, domnule. Arătați-mi noastră un buletin. Arătați-mi noastră un buletin. Faza foarte haasă e că în timpul ăsta eu filmam. Deci în capul meu era să documentez tot ce se întâmpla cu mine ca să am probe ulterior în instanță. Vă legitimați, haideți să mă legitimați pe mine. Și luați mâna de pe mine. Deci vreau să vă legitimați. Vreau să vă legitimați. Ieri grav. Fantastic, fantastic, nu vine să cred. Haideți mai prezi la pe. Mergeți în spate. Eu solicit legitimarea și sancționarea la fața locului. V-am invitat să mergeți la secția de poliție. România, stat polițienesc, suntem un stat polițienesc. Te solicităm legitimarea la fața locului. Solicităm legitimarea și sancționarea la fața locului.
înăuntru Dubei era zi, adică ne puteam vedea între noi. Ne dăm pomii coaste? Poate și stai jos. Ne dăm coaste? Aici este Sinua Jandarmerie. Ok, bun, urcați-mă și pe mine în tubă. Acesta este un abuz. Bravo, felicitările mele, ați urcat o femeie în dubă, sunteți bărbați adevărați. Hei, hei, nu o luați. Bă, dar rup degetul, bă. Bine ați venit într-un stat liber, într-un stat democratic, în care aveți voie să spuneți ce doriți, unde doriți. Rușine, rușine să vă fie, rușine, rușine, rușine să vă fie. În mijlocul nebuniei și crizei și marei drame care se întâmpla, în care alții se cățărau pe peretele Dubei. România, stat polițienesc! Am început să sărim și să cântăm România, stat polițienesc. Stat polițienesc! Stat polițienesc! Jandarmi care și-au scăpat căștile pe jos și alergau printre noi să-și caute căștile. Ăștia erau toți preocupați cu o îmbulzeală în dubă. Ajutați-mă ca să vă ajut! Ajutați-mă ca să vă ajut! Ce glumă e asta? Și în timp ce filmam, cu mâna cealaltă am încercat ușa de la dubă, s-a deschis ușa. Stai un pic, ce asta, mă rețineți ilegal! Ce? Și am sărit. El deschidea ușa și pleca liniștit. Hai pa! Prietenul nostru drag, preoteasa, a intrat pe ușă și a ieșit pe cealaltă ușă, filmând jandarmii și spunându-le la revedere. Le-a făcut și cu mâna, le-am zis hai la revedere. Hai la revedere! Faza foarte tare e că jandarmii aveau de ales. Ori să vină să fugă după mine, ori dacă făceau chestia asta, îi lăsau liber pe cei din dubă, care riscau să sară și ei și ajungeau la un fel de Benny Hill, știi? M-au lăsat să plec, am scăpat fără amendă. Am aflat că, din păcate, au fost sancționați ei pentru că s-a întâmplat chestia asta. Sunteți criminali, nu sunteți jandarmi! Criminali, România, stat polițienesc! Stat polițienesc! Stat polițienesc! România, stat polițienesc! Cântam și săream în același ritm, iar Duba a plecat din fața ministerului, miscându-se ca o mașină decapotabilă din videoclipul hip-hop. România, stat polițienesc! Unde-i duceți? Este dreptul nostru să știu unde-i duceți! Vă rugăm! România, stat polițienesc! De atunci jandarmeria cred că își încuie sau își sudează cealaltă ușă să nu mai pățească. Au fost jandarmi de mii și atunci e inacceptabil. Pentru mei mesajul e ăla pe care o scandam toți în piață, și anume cu toții la pușcărie, dar nu de partea de care stau ei acum gratis, ci de partea cealaltă. Această clădire este simbolul represiunii, este simbolul lipsirii de libertate! Nu vă acceptăm așa ceva! Rușine să vă fie! Rușine, rușine, rușine să vă fie! Rușine, rușine, rușine să vă fie! Da, clar avem un mesaj, l-am strigat în continuu. Demisia! Demisia, l-am avut întotdeauna. Demisia? Suntem aici să cerem demisia conducerii jandarmeriei pentru abuzurile comise împotriva cetățenilor de la începutul protestelor. De pe 13 ianuarie nu vom trece cu vederea aceste abuzuri. Dintre puținele cereri explicite făcute de cetățenii din piața universității este aceasta. Jandarmeria! Demisia! Demisia! Ar fi de bine. Numele și gradul vă rugăm. M-am prezentat în fața dânsului, n-ați fost atent. Nu, nu! Învețe cei 7 ani de acasă, adică, în primul rând, să se prezinte.
Deci eu o să vă răspund la întrebarea dacă dumneavoastră veți fi amabil să îmi spuneți cu cine stau de vorbă. Vlad Ioachimescu mă numesc. Vă rog, de unde sunteți dumneavoastră? Din București. Din București. Vă mulțumesc foarte mult. Numele meu este Capitanul Sali și sunt din Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba. Bun, vă ascult. Să respecte legea. Constituția este izvorul de drept. Din acest izvor de drept pleacă niște legi pe care și noi și dumneavoastră trebuie să le respectăm. Păi din oameni de la pază. Eu cred că ai hulă. Ultima formă, te vă rugăm să prăstiți zonă. Ați primit ordin de la prefectul capitalei? Ați primit ordin de la prefectul capitalei pentru dispersare conform legii 60? Să respecte regulamentele interne. Jandarmeria are dreptul prin regulamentele interioare să legitimeze și să identifice persoane pe stradă. Nu, legi, nu numai când există indicii serioase că acele persoane se pregătesc să comite o infracțiune, să încalce legea. Dar avem indicii temenice că dumneavoastră vă rog prezentați-mi întâi indiciile temenice înainte să mă legitimați. De unde știți că eu nu mă duc numai acolo ca simplu privitor să mă uit să văd ce se întâmplă? Că eu fac parte de un ONG care apără drepturile omului și chiar vreau să văd dacă drepturile omului sunt respectate în România. Îmi pare foarte rău. Nu are nicio treabă foarte rău că avem discuția asta. Nu are drepturile omului, da? Nu, dar eu vreau să văd asta pentru că am dreptul să văd asta. Dar înțelegeți că dacă vă duceți în partea aceea, o să se iar dânsa este jurnalist și dânsa are dreptul să facă aceste și este dreptul meu. Dumneavoastră, în momentul în care eu am comis o infracțiune sau mă pregătesc să comit o infracțiune... Dar nu avem dat cum să facem aici, facem drept penal sau ce? Ca un regulament de ordine interioară nu mă interesează atâta timp cât există o lege. Nu intrăm în incidența legii 60, am un banner afișat, am cumva vreo inscripție care spune că sunt protestatar în momentul ăsta? Nu. Vis-a-vis avem voie, da, și aici nu? Voie, da. Da, aici se execută lucrări. Aici, a, ăsta e motivul, se execută lucrări, am înțeles. În afară de fapt că legea nu favorizează libera exprimare, clar, sunt abuzuri peste abuzuri, nu? Pentru că legea e de acum 20 de ani. Eu tot timpul le-am zis că ar trebui să ducă la instrucție din nou. Nu stau acum să-mi spun eu părerea despre lege, dar da? Puteți să o corelați cu Constituția. La cunoștință ceea ce este menționat în articolul 5 din legea 6. Care nu spune nicăieri cuvântul șantier. Nu spune, corect, nu spune șantier. Bun. Dar specifică foarte clar. Utilaj de înaltă periculozitate. Lucrări, da? Și unde sunt utilaje? Asta cu lucrări n-am văzut. Am văzut cu legat de în proximitatea utilajelor de înaltă periculozitate. Ori noi ne putem îndepărta de acel utilaj 10 metri mai încolo și nu o să fie nicio problemă, corect? Să încerce măcar, dacă nu vor reuși, să aibă un dialog civilizat. Acolo sunt mai multe grămezi cu... Da, poate le-a uitat cineva, vrea să le ducă acasă la țară, nu știu, și le-a lăsat temporar. Da, s-a dus pentru lucrări. Se poate, pentru lucrări. Așa. Și o mașină acolo, da, un lucrăș care momentan nu lucrează nimeni pe el. Urmează Duba? Nu urmează Duba. Bun. Ba da, deci sunt... Am auzit vorbind. Să refuze executarea ordinelor dacă ele presupun încălcarea legilor. Aveți în legea 550 acel paragraf care vă spune foarte clar, nu că aveți dreptul, aveți chiar obligația să nu respectați un ordin vădit ilegal. Să nu mai facă ce a făcut în ianuarie și ce a făcut până acum. Încetarea abuzurilor. Și anchetarea aia care presupunem că a început. Sper să facă oameni de treabă, să nu mai dea comenzi aiurea. Să ia lumea după stradă și când fut răsteagul României. Special cine este eu nu mai am voie să Tricolorul are voie să poarte orice cetățean în România. Tricolorul și Eminescu este în semn? Este în semn? Trebuie să fiu luată cu jandarmeria pentru că port tricolorul în țară la mine? Și pentru Eminescu? Domnilor, deja aberați rău de tot! Ne-ați pipăit la ușa instituției când veneam de fapt să dăm mărturii la abuzurile voastre. Haideți să vedem că merge înainte, că altfel... Mai cerem noi. Ce vrem noi? E și pentru voi. Ce vrem noi? E și pentru voi. Ce vrem noi? Respectați cetățenii pentru că ei luptă și pentru voi. Și un stat n-ar trebui să se teamă de propriile cetățeni. Puteți să ne îndubați
Noi am venit aici pentru a lupta pentru libertatea, pentru dreptul de exprimare al dânsului, al dânsului și al dumneavoastră. În același timp. Bine, al dumneavoastră nu. Aș vrea să vă reamintesc câteva reguli nescrise ale unor bune manifestări pașnice care nu au fost declarate în prealabil. Respectiv, sub nicio formă, verbal sau fizic, nici unul dintre dumneavoastră nu va reacționa sau acționa violent. Nu există organizatori. Fiecare este propriul organizator și este răspunzător pentru propriile fapte. Față de forțele de ordine, de oamenii companiei, de localnicii din sat, de oricine altcineva, nu se reacționează decât prin dialog. O să încercăm să ne organizăm împreună, să avem același mesaj. Să ne dezorganizăm împreună. Să ne dezorganizăm împreună. Păi sfatul ar fi să se organizeze și să evite amenziile cât de mult. În primul rând trebuie să fie foarte disciplinați când pleacă la acțiune, să aibă acel curaj și determinare și să știe exact ce să facă, să-și imagineze înainte momentele. Multă prudență, evitarea angajării în discuțiile inițiate de jandarmerie. Nu cred că un incident cu jandarmii ajută neapărat în sine o luptă civică, o cauză. Ca activist repar niște instituții, instituțiile se apără trimitând jandarmii pe tine. Nu trebuie să-ți fie frică de chestia asta. E bine să nu te oprești să stai de vorbă cu ei. Spre exemplu, vine jandarmul la tine, îți pui niște căști pe urechi și te faci că nu-l auzi. Încep o discuție cu tine prietenoasă și te trezești în dubă. Trebuie să intri în acest joc asumându-ți riscurile. Deci există și riscuri, trebuie să ne pregătim pentru ele. Ei vor ca nouă să ne fie teamă, noi să fim intimidați, să intimideze pe cei care asistă, trecători, oameni cu mulțime curioasă. Ei niciodată nu vor să disperseze mulțimea, ei vor în acel moment să pleci de la fața locului cu orice preț. Să intimideze pe cei care se uită la televizor sau pe YouTube și văd tot timpul uniforme în preajma noastră. Să nu le fie teamă de acest aparat represiv. Să nu se lase intimidați. Să nu se lase intimidați. Să nu le fie frică. Teama este cel mai mare adversar al inițiativei și teama este principalul scop al jandarmeriei. Să nu se teamă când văd uniformele. Uniformele fac parte din decor. Uniformele fac parte din viața de activist. Dacă nu ai jandarmi după tine, înseamnă că nu faci bine ceea ce trebuie să faci. Cunoașteți-vă drepturile? Să citească legea și să se pregătească înainte să se ducă la proteste. Să-și calculeze foarte bine acțiunile, să nu se lase duși de emoții. Trebuie să se grupeze și să acționeze foarte simplu. Să părăsească zona, să revină după câteva minute și tot așa, să o țină în continuu, dar în mod organizat. Dacă știi să eviți somațiile, știi să te dispersezi, știi să te aduni, scad foarte bine, îți transmiți mesajul și nici nu se întâmplă nimic. Să aibă la ei simțul umorului și să nu se teamă de dubă. Copii, noi am cam de dramatizat toată treaba aia cu duba, nu este nimica groaznic. Nu este o experiență traumatizantă, dimpotrivă, cred că te călește într-o anumită perspectivă. De fiecare dată mie mi-a plăcut atmosfera din dubă. Atmosferă caldă, jovială, de parcă mergeam la bere, nu mergeam la o secție de poliție să fim amendați și identificați. Într-adevăr, îți pierzi 3-4 ore pentru că na, te care de colo-colo, te mai lasă la câte o secție de poliție granița cu porumb, nu e nimic dramatic. N-am fost bătuți până acum, așteptând violențele de stradă, și-am mai luat unul, vreo două scatoalce de la un jandarm odată, dar au fost cazuri excepționale. Dar în general nu există nici măcar așa ceva, jandarmii glumesc cu noi și fac mișto unii de ceilalți, jandarmi despre jandarmi, cu noi de față. Nu? Dacă prima oară ți se pare ceva foarte, foarte serios, după aia poți să te distrezi îngrozitor pe seama lor. Sunt chiar niște oameni destul de simpluți care, în principiu, știu să caftească suporteri. Nu prea sunt ei foarte la curent, nici cu situația politică, nici cu legea pe care trebuie să o respecte. Nu sunt animale. Am considerat și consider că sunt niște oameni care nu știu să-și facă treaba în litera și spiritul legii. Și ei fac parte dintr-o tabără care se poate deveni foarte numeroasă, aceea cetățenilor nemulțumiți. Oamenii care au rămas în spate și n-au fost luați la dubă, n-am fi reușit
să facem tot ce am făcut. Așa că trebuie să le mulțumim și lor, sunt foarte mulți, Oana... Deci nu sunt doar 7, sunt 100%. La scandal acum. Mulțumim și gaborilor în civil. Că ne-au asistat, sperăm că le-a plăcut să le povestească și colegilor, să invite la următoarele proiecții. Da, deci au venit, în timp ce noi vizionam clipul despre jandarmeria română, jandarmeria a venit în spatele nostru să cu organizatorul și să ne ceară să înlăturăm bannerul. Aveam un banner cu anchetat torționari din jandarmerie. Până la urmă a fost înlăturat și ca urmare a negocierilor că s-au autosesizat de când am ieșit din mașină din cauza tricoului meu cu jandarmeria apărăvăția și se pare că am voie să-l port aici. Aici, da, da, da. Deci pe tot, pe întregul, pe întreaga discuție, acum veți mă găsiți la cortul militar. Deci nu am voie să port prin Roșia Montană. Văd că ne însoțesc. Da, ai solicitat deja pentru a doua vizionare. Da? Ai auzit? Să nu mai purtați tricoul ăsta în modul simpatic prin fața noastră. Pe ce motiv? Fiindcă faceți o afirmație pe care nu puteți demonstra. Dar trebuie să o demonstrez? Da, trebuie să o demonstrez. Stat polițienesc! Stat polițienesc! Libertatea de exprimare ne permite să spunem oriunde, domnule. Nu o cenzura nimeni opinia nimănui, cu siguranță că dumneatale te-ai plimbat în spațiu public cu un tricou pe care scrie lucruri pe care nu le poți demonstra. Înțelegi? Uite să filmeze mai bine. Deci m-am plimbat în spațiu public cu lucruri pe care nu le pot demonstra. Și acuză o instituție a statului. Orice scrie pe un tricou. Nu avem voie să fim critici la adresa instituțiilor. Nu zice ce jandarmerie, e vorba de jandarmeria din Chile. Nu scrie de jandarmeria din România. Nu că nu ai voie, domnul meu, nu ai voie, deci încalci o lege contravențională. Nu scrie ce jandarmerie. Se pare că mesajul dumneavoastră este toată lumea are ceva cu noi, iar noi suntem neînțeleși. Noi vă spunem că pe timpul festivalului nu a avut nimeni treabă cu dumneavoastră și nu a avut nimeni și nu o să aibă nimeni treabă cu dumneavoastră, dar cu o condiție. Încercați să respectați legea. În momentul în care eu consider că așa gen constatator, prevăzut în legea 61, că sunt îndriduit și îndreptățit să constat aceste fapte, dați-mi voie să-mi exercit acest drept. Ați putea să ne spuneți care sunt criteriile după care un tricou e considerat subversiv? Așa, orice tricou poate fi. Tricoul meu vălezează. Nu pot demonstra, știți? Dar nu pot demonstra. Bun. Să știți că dumneavoastră aveți puterea de a constata ceea ce dumneavoastră vi se pare o contravenție. Dar abuzul este în clipa în care dumneavoastră constatați chestia asta discreționar. Adică nu pe baza unor norme. Dumneavoastră aveți putere să-mi spuneți lucrul ăsta că eu sunt discreționar? Adică cine păi vă dă în clipa în care omul poartă un tricou, da? Bun. Cu orice mesaj. Corect. Ce ar trebui jandarmeria să facă? Nu cu orice, da, orice mesaj. Deci care... toate. Nu orice mesaj. Dacă nu asta scrieți, eu știu. Așa. Deci dumneavoastră luați toate tricourile la versica de aici? Nu, am spus atenție. Nu am zis. Care e criteriul? Nu, și am zis atenție la zvastic. Știți care e criteriul? Și jandarmeria prăhoții. Deci încă o dată. Haideți totuși că devenim puțin penibili și considerați că iar suntem penibili. Nu, devenim penibili. Atenție, am folosit. A, împreună e pluralul. Bun. Împreună. Da. Nu, e o chestie... Sunteți mai atent la cuvinte spre diferență de colegii din București. Vă apreciez pentru asta. Vă mulțumesc pentru apreciere. Ați venit, ați instigat. Dacă nu veniați, nu zicea nimeni nimic. Nu strigam împotriva dumneavoastră. Nu făceam nimic. Îmi place cum zâmbesc dacă mă filmați așa frumos tot timpul. Nu de aia vă filmez. Eu am înțeles. Aveți o problemă cu jandarmeria aia, nu noi. Care jandarmerie? E una
Domnule, ok, atunci nu treceți jandarmerie. Înseamnă că recunoașteți că într-adevăr acea jandarmerie. Înseamnă că l-a pus-o. E colegul nostru, domnule. E jandarmerie. Corect, și asta înseamnă că mesajul dânsului cu jandarmeria apără hoția este și în București și în Alba. Și atunci e normal să mă simt lezat, pentru că eu, de exemplu, consider că nu apăr hoția. S-a îmbrăcat. Corect, e în regulă. Nu, eu consider că așa o discuție constructivă. Fără cealură, natură, fără cealură, fără cealură. Fără cealură, fără cealură, fără cealură. Roșia puteană lupa, dispărea, dispărea. Oamenii de aici nu vor pleca. Roșia puteană, roșia puteană, roșia puteană. S-a înțeles ieri, astăzi avem o discuție, altă discuție. Bun. Eu am promis domnilor că la sfârșit ne vom strânge mâna și ne vom mulțumi. Dați-mi voie să vă strâng și eu mâna. Am cooperat și am comunicat, spunem noi. Se poate și așa. Vă mulțumim dacă dumneavoastră ați considerat că prin modul nostru de manifestare și de comunicare că noastră am reușit să aplanăm orice fel de conflict care a spus. Ăsta trebuie să fie un exemplu pentru cei din București. Nu noastră, nu vreau să fac nicio remarcă. Știu, sigur vă înțeleg perfect. Vă mulțumim încă o dată. Vă mulțumim. Toate bune. Să ne vedem cu bine. Intri și tu în ilegalitate și arușim aer, instituții și palate. Se face proștii de sus să se gândească de ce a ajuns poporul să îi curați cu președinte pe tic, un premier ucesit cu țara pe cea dură și pe straze rete și caricatura unde dați un argument solid. Să trăiți bine, dar la bine în partidă. Nu se poate ca în cadă, ai în cadă. De ce au murit ca să fie?
bine ție. Să fie bine ție și miroase a poție. Unde? Hai, la revedere! Ne bucurăm să constatăm că suntem păziți de prietenii noștri de la jandarmerie!